N-ar fi bine să avem grijă de asta, iar pe de altă parte, despre spațiu verde e vorba aici. Dar înainte, sărut mâna, Dana. Bună seara. Bună seara. Avem un breaking news. Doamnelor și domnilor, spectacol absolut. Ludovic Orban dă o nouă paranghelie, așa cum a făcut și acum un an de zile în biroul său de prim-ministru. Nu mai e prim-ministru, dă paranghelie la Parlament. Ce să vezi, sunt jurnaliști care filmează. Imaginile au apărut, însă ce este spectaculos în acest moment este reacția primului ministru Florin Câțu. Ne uităm un pic la imagini. Vin o serie întreagă de oameni, desigur, nu oameni de pe stradă, ci din PNL, din coaliție, cei pe care domnul Orban vrea să-i fidelizeze. Îi vedeți fără mască, îi vedeți mănâncă, beau, petrec. Doamna Anisie e celebră, e un fel de, eu știu, de Nicolae Iorga al României, domnia sa, având o poziție, știți foarte bine, a fost ministrul educației și apoi i s-a dat ca premiu conducerea Comisiei de Învățământ din Parlament. Înăuntru e paranghelie, toată lumea e fericită, toată lumea mănâncă, toată lumea bea, nu se respectă niciun fel de regulă dintre cele impuse. Am să vă ofer în această seară mai multe exemple. Inclusiv petrecerea ale copiilor au fost parte de mascați și amendați cei de acolo, amenzile fiind destul de mari, fiind unele dintre ele inaccesibile pentru cei care trăiesc normal în România. Vedeți pungile acelea, un restaurant foarte bun de altfel, cred că este unul dintre cele mai bune din București sau oricum unul dintre cele mai scumpe. Se mănâncă bine, se bea bine, niciun fel de problemă. Faptul însă că toate lucrurile astea se petrec când există aceste restricții. La 1 iunie se vor ridica și va exista posibilitatea să ai petrecere cu 50 de persoane. Astăzi nu e voie acest lucru, nu e legal. Dar ce contează domnia legii într-o țară în care șmecheria, infatuarea asta, aroganța pe care o vezi este atât de evidentă și vă dați seama, i-au văzut că sunt jurnaliști acolo. I-a durut în cot. Masca până la intrare, după intrare faci ce îți dorești. Florin Cățu, primul ministru, a reacționat în această seară și a zis așa. Iată reacția lui Cățu la paranghelia lui Orban. Mi se pare faptul că în spate în spaniol sunt zeci de persoane care nu respectă... Unde sunt? În spate, în salonul spaniol, în spatele... Practic, lângă sala în care ați avut coaliție, sunt peste 30 de persoane la o masă festivă. Nu am această informație. Există imagini publice cu acest eveniment. Ce prevede hotărârea de guvern, domnule Câțu, referitor la mese festive, la nunți, la botezuri? Se pot face în această perioadă sau nu? De la 1 iunie. Deci acum n-ar avea voie. Se pot face și în această perioadă. Cum? Cu mască. În baza cărei. Nu poartă nimeni mască în acea cameră în care... Nu am văzut. Vă dați seama că nu pot să comentez ceva ce n-am văzut. Master, nu știu ce imagine. Dar dumneavoastră nu ați fost invitat la ziua domnului Orban? A fost la coaliție. Ne puteți spune dacă cu privire la pensii ați ajuns la vreo decizie, se păstrează statul de minim de cotizare sau va crește? Nu, legea pensiilor să fie publicată, o să fie transparență, sunt mai multe etape. Dacă s-au încălcat restricțiile, trebuie luate sancțiuni? Trebuie date sancțiuni, domnule Câțu? Domnilor și domnilor, domnul Câțu joacă șmecherește, îl lasă pe Ludovic Orban să se afunde. Însă, da, așa un pic, nu dă chiar peste ceafa domnului Orban, îi dă așa un bobârnac. Întreabă jurnaliștii, ce prevede hotărârea de guvern referitor la mese festive? Se pot face în această perioadă, da sau nu? De la 1 iunie, zice domnul Câțu. E 1 iunie, nu e 1 iunie. E ilegal, dar e ilegal. Jurnaliștii întreabă, deci acum nu are voie domnul prim-ministru. Se pot face și în această perioadă cu mască. Nu e cu mască. Nu poartă nimeni mască în cameră, spun jurnaliștii. Nu pot să comentez ceva ce nu am văzut, zice premierul. Dumneavoastră nu ați fost invitat la ziua lui Orban? Premierul, am fost la coaliție. Dacă s-au încălcat restricțiile, trebuie date sancțiuni, domnule Câțu? Nu răspunde. Domnilor și domnilor, doamna Anisie înfulecă ceva, mi-a aducea aminte doamna Pora la o altă petrecere. Multă lume acolo, o să bea, să mănâncă, o să mai vedeți imagini, avem imagini mai multe. Dana, cum ți se pare? Superb. Superb, nu? Superb. Eu susțin încălcarea legii. Am susținut un an și două luni încălcarea tuturor restricțiilor imbecile pentru oameni. I-am rugat frumos să nu-l respecte. Doamna Pare Anisie... că domnul Orban te-a ascultat, te urmărește? E dintre urmăritorii tăi pe aplicație? Nu pot să văd urmăritorii de pe aplicație, dar dacă mă urmărește, domnul Gudea mă urmărește toată țara. Deci, cu siguranță. Fără îndoială. Fără îndoială. Da. Chiar mă urmărește. Deci e unul dintre cei care vă ascultă. Acum nu chiar toți...
Da, și o să vadă că eu acum susțin paranghelia, dar eu susțin paranghelia tuturor oamenilor, vreau să ne lămurim, am susținut-o și o susțin în continuare. Domnul Câțu nu s-a pronunțat pentru că a fost cavaler în această situație și este normal să fie așa, chiar dacă Orban și Câțu se află în această luptă pentru șefia PNL. Pentru că și domnul Câțu în stare de urgență, împreună cu mulți alți politicieni din PNL, au încălcat toate regulile și nu numai ei, și politicieni din PSD. Și domnul Rafila avea un restaurant unde mânca în stare de urgență când era totul închis în Floreasca și etc. Vă dați seama dacă aș deschide eu 2, 3, 4, 5 paranteze. Până la urmă a petrecut toată clasa politică și așa este. Da, treaba e în felul următor. O să intrăm cu în legătură cu Oana. Eu, adică în sensul ăsta, să nu credeți că vorbesc din filme. Hai că mâncai și tu acolo. Cu martor, eu. Cu martor tu. Oana o să ne dea mai multe exemple de petreceri care au fost sparte, pe motivul că erau patru persoane care nu făceau parte din familie. Petreceri de copii. Petreceri de copii. O să vedem exemplul ăsta. În momentul în care toți oamenii văd că ceea ce s-a întâmplat anul trecut nu a fost o excepție, că de fapt asta este regula. Regulile, legile sunt pentru proști. Nu poți să faci o zi de naștere, nu poți să faci un botez, nu poți să faci o nuntă, nu poți să faci nimic, pentru faptul că ei îți impun treaba asta, dacă faci plătiri niște amenzi, te bagă în spital. Da. Ceea ce vedem aici e o sfidare, e o bătaie de joc la adresa oamenilor care respectă aceste lucruri și care au pierdut zile de naștere, au pierdut majorate, au pierdut evenimente importante din viața lor. Te rog. Dacă au fost proști. Dacă pandemia asta a fost pentru proști și pentru săraci. Și dacă n-au înțeles că nu ai ce să respecti, nu poți să respecti niște inepții, bineînțeles, atunci când devii politician, când te hotărăști așa să-ți lași tu viața aia ta, asta, uite, care e o viață superbă, că asta e viața de fapt. Domne, asta e viața. Asta e viața de fapt, da? Noi am mai comentat și pozițiile în care stă domnul Orban și eu, știți că eu admir. Asta e. Mie îmi place și mafioțeala, eu nu sunt o ipocrită pură ca domnul Nicușor și alți neterminați. Dar viața e asta, în momentul în care intri în politică sau devii persoană publică, dar de fapt, mă rog, ne limităm la politicieni pentru că ei trebuie să fie aceste exemple de integritate, iartă-mă, etc. Iartă-mă, dar asta nu e mafioțeală sau ceea ce numește mafioțeală. Nu, poziția. Ia să-i atât. Poziție totuși dintr-o altă, n-aș vrea să nu consider domnul Orban că e o jignire, dar... Nu, păi ce, să fii mafiot e o jignire? Păi nu, dar să fii Ghiorlan e o jignire, să fii Mârlan e o jignire. În condițiile în care toți o țară cu regulile astea și tu faci treaba asta, o faci anul trecut, iar acum repeți figura, având impresia că nu o să se afle. Asta este o bătaie de joc. Eu înțeleg ce spui tu, dar nu pot sub nicio formă să accept treaba asta pentru cei care impun astfel de reguli pentru 20 de milioane. Bineînțeles, de aceea, noi suntem aici să discutăm realitatea și să o apreciem așa cum este și să o criticăm așa cum este. De aceea aceste reguli nu trebuie respectate. De aceea, eu nu le-am respectat. Restul puteți să le respectați, dacă voi vreți. De ce să le respect? Păi, sunt alături de cei care ne conduc și le urmez exemplul. Eu am urmat exemplul și discursul politicienilor care ne conduc, în special ale domnului președinte Iohannis. Eu cu asta am pornit în pandemie și așa am rămas de la început. Eu am mers alături de mesajul domnului președinte, care a spus că este un rahat de virus. Deci, și că ăștia care scriu că e o pandemie sunt niște imbecili. Mă rog, ideea următoarea. Cei care ați luat amenzi pe perioada pandemiei, acele amenzi nu sunt constituționale, contestațiile, mai ales cei care au fost inclusiv bruscați fizic de către organele de ordine. Și în general poliția a intervenit la ordin, da? Asta a fost ordinul, să bage spaima în populație. Toate aceste amenzi trebuiesc contestate și orice instanță le va anula. Orice instanță le va anula. Este firesc și s-a întâmplat peste tot în lume. A fost această mascaradă. Ceea ce s-a întâmplat astăzi la Parlament, eu nici nu... Vă rog să mă credeți, eu nu știu care sunt regulile acum. Ai voie în interior sau nu ai voie? Nu ai voie. Încă n-ai voie în interior? Deci într-o instituție publică, în primul rând, nu ai voie să fii fără mască. Asta este legea. În al doilea rând, petrecere nu poți să le faci decât cu un număr foarte restrâns de persoane. Deci ce era acolo nu are niciun fel de legătură cu nimic. Este încălcarea legii pe care ei au dat-o. Nu am dat-o noi, nu au dat-o cei care au fost amendați, nu au dat-o cei care au îndurat în această perioadă și au pierdut lucruri importante din viața lor pe care nu le-au aniversat. Este foarte important, că mai ales că s-a deschis ușa și am văzut două, trei capete. Hai să mai vedem. Da, păi doamna Anisie, domnul
grindă, cred că, lângă dânsa. Eu nu știu cum îl cheamă, de-aia am zis grindă, că nu știu. Eu știu mai mult după porecle. Cred că așa știe toată da. Țara. Așa, erau fără mască, că erau și unii cu mască. Trebuie nominalizați ăștia. Scoși la careu, doamna Anisie, ăștia fără mască. Doamna Anisie, la careu. Doamna Anisie mânca, nu-i permite stilul, dar mă rog, mânca. Lângă ușă, fără mască. Nu e ok. Trebuie scoasă la careu și de mâine toți copiii, că ea e președinta comisiei de învățământ, nu? Pentru învățământ, pentru educație, nu știu cum se numește. Vă dați seama ce nenorocire pe capul nostru. Ia să vedem. E aici, la ușă. Uitați, că sunt câțiva cu mască. Ea nu trebuie scoși la careu, doar aia fără. Aia nu trebuie scoși la careu, dar da. Să vedem că sunt, practic, era, cred că, unul cu mască. Da, sunt câțiva, uitați, doamna aceasta, doamna nu știu de la cine, parlament, domnul acela și cu un domn, domnul care așa, așa. Și doamna Anisie, așa, noi am, pe cine recunoaștem, ce să facem? Uite, acolo era o altă doamnă. Deci, doamna Anisie, dacă dumneavoastră, doamna Anisie, dacă dumneavoastră stați fără mască la parlament și înfulecați, poate să stea și copiii în clase de mâine fără mască, corect? Corect. E bine? Păi, dacă așa președintele Comisiei de Educație face așa, păi copiii de ce să stea cu mască? Păi de ce să stea copiii cu mască în clasă? De ce să stea oricine cu mască, mămică, în interior? Fetițele lui mami, deci atenție, de mâine mamă fără niciun fel de mască. În școală la voi, fără mască, că așa am văzut-o pe doamna Anisie la televizor, deci toți părinții își pot sfătui copiii în acest sens. Gata. Uite. Așa. Și domnul, cred că, da, nu l-am confundat, nu știu. A nebunit, a paralizat. I-a paralizat domnicatul. Când ai văzut telefonul filmând, normal. Da. Asta înseamnă... Cu cadouri, știți ce se întâmplă? Fiecare...